It's time to battle! Parcă am fi tras încă 3 episoade super bune. Vă mulțumesc mult. Suntem la episodul cu numărul 4 din nou sezon de Rose Battle. Exact! Mă-și dement la cap. Ultimul episod de calificări. Asta înseamnă că o să rămână cei mai super buni 16 oameni cu care mergem mai departe. Deci mai avem doar un episod de tras. De la mai... Da? Îl putem trage în seara asta? Da! Aia zic! Da! Vă mulțumim foarte mult! De ce nu? Hey. Pentru cei care au deschis internetul doar acum, bună seara, suntem o sectă de oameni care se muiesc între ei, dar după vă promit că dorm îmbrățișați. Pentru cei care nu știu regulile, o să vină doi oameni aici care se vor mui sau vor da glume de dragoste, nu există o regulă neapărat, și iar juriul va decide cine merge mai departe și va fi foarte aproape de 1000 de euro. Juriul sau... Eu... Net worth. Lasă vrăjeala. Dar pentru a decide cine merge mai departe, am nevoie, bineînțeles, de un juriu. Așa că primul om din juriu este Adrian Nicolae! Primul om! Am înfrânt! Nu vreau să zic că Adrian Nicolae e bețiv, dar dacă ar fi un recipient, ar fi ulcior. Că nu merge de multe ori la apă. Mă, mie mi-a plăcut, da. Dacă dai aceeași glumă despre Frânculescu că nu se spală, nu observă nimeni. Dar să zic că urcior. Da, urcior. Urcior. Că tot veni vorba Frânculescu, omul care ne simțim ca acasă cu cei doi jurați, Dan Frânculescu! Ne simțim ca acasă în sensul că dă câte o bășină și noi ne prefacem că e ok, suntem ok cu asta. Dan Frânculescu e genul de om care zice hop așa când se ridică o doamnă de lângă el la metrou. Asta e. Hop așa, Dumnezeu. E bun. Oba. Și invitatul serii, Vio Dragu! Bine! Poate puțin oameni știu, dar Vio a locuit în trecut cu Micuțu, înainte ca Micuțu să aibă succes. A locuit și cu Costel. Vio, te-ai gândit să te muți cu tine? Hai mă, că e bună! De ce nu apreciați drumul asta? Vio, încetează, le punem! Știi cum e la emisiunea? Le punem, edităm, o să iasă un super episod! Bă, e ultimul, iese bine ăsta, după aia... Acasă! Dar ca să plecăm acasă, trebuie să intrăm repede în dueluri! Prima rundă din această seară, vă rog să priți cu căldură, cu dragoste pe Marian Blănar și Darius Grigorie! Round 1. Fight! Bine, bine! Hei, bună seara, bună seara! Bună seara! Salut! Bună seara! Bună seara! Bună seara! În familia lui, Marian este a treia generație de gușă. Marian, arăți de parcă petreci 12 ore pe zi în simulatoare de tir. Eurotrack simulator, te rog. Bună seara. Darius Grigorie. Darius se laudă că a fost veteran de armată. Doar prin prisma faptului că a făcut întinderea țară-țară vremostaș. Gura lui Marian suferă de sindrom post-traumatic. După ce în bezna nopții cineva i-a văzut doar buzele. Și... I-a dat la muie, asta vă... I-a dat la muie! I-a dat la muie! I-a dat la muie! I-a dat la muie! Când noi spunem i-a dat la, voi spuneți... Muie! I-a dat la! Da, să ne lăsați un pic cu oamenii ăștia. Hazard s-a hazardat. Avem favoriți, bă, ca mi-aș spune. Hai, înapoi, înapoi. Bă, gata. Uște. Nu știi ce i-am dat aici. La muie. Unu-unu! Hei! Ai voie. Darius este așa fragil încât s-a tăiat în hârtie igienică. Chiar da. Marian Blănar se tot clatină așa pentru că înainte de concepere l-a legănat măsa în gură.
Nice. Mulțumesc, șobolănelu păcănelu. Da-și dracu. Palmează, tu ca e. Ai gata. Marius are fizicul ăsta foarte în ceață. Arată ca un muc cu păr. Marian mănâncă tot în formă de triunghiuri. Pare că ai fost făcut din resturile de piftie. Am slăbit. Și vreau respectul cuvenit. Mulțumesc, domnul Nicolae. Aici. Poziția preferată sexuală a lui Darius este tricou în gură, mâna pe pulă și ochii pe bărbatul care-i fute femeia. Mamă! A fost so fucking accurate! Pentru două lucruri suntem cunoscuți în lume, albastru de voroneț și duhoare de blănar. Ești mai curat în talpul decât ești tu în gură, du-te în pula. O, cine a ușor? Cu timpul ăla, mea! Cu timpul în pula! Cu timpul în pula! Cu mă! Hai, gata. Ești gata. Hai, gata. Guys. Efectiv, ce se întâmplă într-un personal din centrul țării? Asta. Vreau frumos. Gata, mă, gata, nu mai redez. Dacă ar lucra la CFR, Darius ar fi pe post de boschetar. Este atât de sărac încât îți scoase chiroții rupți. Coi, Jordan. Furați în pula mea, furați, ok? Când era mic, Marian era cunoscut drept teracotă, că îl încălzea taxul iarna băgând lemne în el. Acum e cunoscut după replica, au făcut și carte după filmul ăsta. E prost. Asta e prost. Da, taică-mi e pădurar, deci bogat. Taică-mi e mai bogat decât taică tu. Bă, dar ne întrerup așa. Chiar așa face. Așa e la București. Așa e la București. Darius este precum o zi de luni. O mai dau o dată. Darius este precum o zi de luni. Ți-ai băgat pula în el. Marian Blănar pare că pune budincă în ciorbă. Pur și simplu, nu. Pe Darius, baletul masculin l-a ajutat să fie foarte bun la ceva. În a mirosit colanții colegilor. Băga mi-aș pula în dată. Mai fi mă supăram. Erau ștrampi. Mai fi supărățel. M-am simțit ca în vacanța de vară când se ceartă verișorii care vin amândoi la țară la bunica. Hai că a fost bine, băieți. Vio, cum ți s-a părut duelul acesta? Ciudat. N-ai voie. Mi s-a părut un duel destul de agresiv. Eu n-am înțeles două glume. Minim două glume n-am înțeles. N-am înțeles gluma cu armata. Pe aia n-am înțeles-o și cred că nimeni n-a înțeles-o. Și gluma cu piftia, Darius, cu ce, cum era? Pare că ai făcut din resturile de la piftie. In all fairness, trebuie să punctăm faptul că Darius n-a citit de pe telefon. Ceea ce e destul de... M-am uitat pe telefon, nu cred că... E uitat, dar a apărut că nu... Eu când m-am uitat la tine, nu te uitai. Asta contează. Știi ce? O să mă prefac că n-am văzut ce ai făcut. Montăm orice trebuie. Dar a fost un duel haotic, destul de... și agresiv, așa, deși a fost bine ca timing acel taș dreacu. Dar știi cum e duelul haotic? Știi cum sunt filmulețele aia cu câinii care se latră când e poarta închisă? Exact! E foarte bună asta, da. Deci cam atât din partea mea, colegii. Adrian Nicolae. Avem aici ultimii doi oameni pe care i-aș lua la un scandal. Cinci prost? Și în capul lui instantaneu vorbesc despre amândoi. Era, oare nu-s prea agresiv? Da. Mă simt prost acum. Se filmează totuși, da. Adică nu vreau să... Ai panică, se certau și am dat, bă, de ce ne întrerup? Nu era cearta noastră? Bă, ăștia, frate, ăștia ne întrerup. Văd eu bine, da, dar vorba ta. Da, ne întrerup, ok, acum eu. Să-ți iau familia în pulă. Bă, dar nu e ok. Da, vorba ta, că se întrerupea cum venea nașul în personal. Știi că se certau ăștia? Știi, se certau pe pâine. Știi ce era un punct mult în plus? Dacă ziceai tași dracu, dacă ziceai nouă. Aia era mistoa că vorbea. Că nouă ne-a zis Blănar. Da, bă, dar să-i desimțiți. Terminați odată. Asta este expresia lui terminați odată. A treia generație de gușă. O glumă foarte bună. L-a legănat în gură. Pentru că se ia de un lucru pe care îl vedem și noi.
glumă foarte bună. Și pe urmă dai căcatul ăla cu, în care băgat tasul lemne în el să-l încălzească, ești bolnav? Măi, băiatule, bă, da, știi măi, puneți mă viața în ochi! Te rog să-ți revizuiești comportamentul în secundă asta. Știi care e problema? Că la, când, mă rog, când știi, când, dacă ai discernământul să vezi că ai trei glume bune sau două și restul praf, măcar dă-le invers. Primele două au fost excepționale, aia cu nemânatul, trebuia să închidă. Trei, nu știam care o să prindă, sincer. Acuratețe? Adică eram conștient de care e mai așa, dar am încercat să le pun fie. E, e păcat când ai pe alea două să fie așa de lazy, să n-ai măcar la 50% din ele, care au fost niște glume care treceau. Da, și exact ce s-a întâmplat cu ideea de closer, adică au fost foarte multe glume și au fost foarte bune la început, mijloc și apoi la final a fost o glumă mai slabă, adică sunt oameni care fac comedie. Capul meu rupeam cu budincă în ciorbă. Știi, nu, știi ce glume sunt bune, că ai experiență. Sau? Ai experiență? Domnul Dan Frânculescu, domnul părere? La tine n-am reținut foarte mare lucru, adică mai mult am reținut prin prisma glumelor pe care le-a făcut el și n-am înțeles-o pe aia cu armata, adică foarte multe premise care nu au niciun fel de ancoră în nimic și se vede, știi, când vrei să faci o glumă răutăcioasă, iar destinatarul face ce mă, armată, e clar să meargă, știi? Are de obicei că e ținut în formol, are multe chestii despre Eu am notat data viitoare mai bine. De la domnul Marian eu am notat totuși două inițiative foarte lăudabile, aia cu hârtie igienică, care are structura unei glume, corect, da. Și aia cu boschetarul la CFR, care e accurate. Da, da, da. Deci e cam egal. Bun, haideți să începem jurizarea primului battle din, din episodul cu numărul 4, începând cu domnul Vio Dragu. Domnul Vio Dragu, a trebuit să nu mai fac asta. În seara asta... Dumnealui va merge mai, va merge mai departe. Mă. Da. Îi voi da votul meu lui Darius Grigori. Un punct pentru Darius! A doua oară nu mai greșesc. Darius! Emisiuni de ale lor, nu ne băgăm. Domnul Adrian Nicolae? A, pula! Faci o gafă frâncu oare? Dacă... Nu, eu nu judec impresionist. Eu nu sunt aici să mă delectez. Eu sunt aici să hotărăsc viitorul unor oameni. Am o treabă, doamne. Și am adunat aici sutim peste sutim și mi-a dat Darius Grigore. Darius Grigore. Două voturi Darius pentru Darius. Grigore. Domnul Dan Frânculescu, inutil din nou. Am o întrebare, Darius. Tu ai urmărit serialul de animație din Statele Unite ale Americii, The Simpsons? Da. Știi personajul la Mr. Burns? Da. Se va până când îmi pare că ești Mr. Burns din Balcani, așa, Gaspadin Burns. Trei voturi pentru Darius, să înțeleg. Da. Marian, îl mulțumim frumos. Și mergem mai departe la duelul cu numărul 2 din această seară. Aplauze pentru Raul Vodă și George Badea. Raul Vodă pare agitat, dar nu de la boabă, dar nu găsește toaleta din curte, de la The Full. Ce nu găsește, iartă-mă, te rog. Toaleta din curte. Toaleta. Adică e un club de țărani? L-am invitat pe George Badea la un grătar, iar acesta, entuziast și cu o sclipire în ochi, m-a întrebat la ce grădiniță se ține grătarul. Am greșit-o, scuze, următoare. L-am invitat pe George Badea să băgăm niște mici, iar el entuziast și cu o sclipire în ochi m-a întrebat la ce grădiniță. Ok, makes sense. Pentru că voi sunteți căpcăuni. Raul Vodă seamănă cu lupul cu malformație din Capra cu treiezi. Raul e așa terminat că dacă îi dau un mop, îl fac set complet. M-am bucurat să aflu că eu și George Badea stăm în același cartier. În sfârșit am înțeles ce și de ce pute pe stradă. Când a murit bunica lui Raul... Eram acolo. Cu mâinile pe pernă. Cu mâinile pe pernă. Mă strângea bătrâna. Îți place? Așa, ia-o de la început. Mai faci? Mai faci? Așa, când a murit, ok, da, când a murit bunica lui Raul, singurul lucru cald din ea era pula acestuia.
Era pula acestuia, nu pula pula acestuia. Ca și cum ai zice, băgăm mai și pula morții, mă, doamne, iartă. Morții la fel. Pula acestuia. George Badea își alintă prietena zicându-i Mumu. Când l-am întrebat de ce, el mi-a spus că deși vegetarian, îi plac limbile de vacă. Dacă pe el îl cheamă Raul Vodă, eu sunt George Țilvâr. Okay. E ceva aici. Am înțeles ce ai vrut să faci acolo. George Badea este ca un episod din Lecții de Viață, lung, slab și uiți repede de el. Uiți repede de el. Ce dracu, fiți atenți. Mai pune și Vodă... voi de la voi, că nu suntem neoameni. Dracu. Da, Raul Vodă e așa sifon că el la 14 ani a făcut direct 16. Ce? Ce-a făcut? Raul Vodă e așa sifon că el la 14 ani a făcut direct 16. A, 16 sifonez. Bă, m-ai ascultat un anem. Ce bun era un juriu mai tânăr. Da. George Badea este foarte precaut, de asta atunci când iese din casă, închide și prealata. Trage sicriu pe tine, băiatul meu. Ce? Raul Vodă e așa amărât că are într-un buzunar necaz și într-unul Doamne ajută. Da, bună. George Badea ține foarte mult la igienă, de asta atunci când plouă, el iese afară în pula goală, înarmat cu un săpun. Înarmat spui. Raul Vodă era 2 ani cu suspendare să fie acceptat de familia lui. Poți să aranjezi cuvintele cât să iasă gluma? Le-am înțeles? Hai să vedem ce facem cu ele. Ok. Când George Badea m-a avertizat că o să joace murdar, am crezut că se referă la glume. Deci duelul ăsta e ca o partidă de pescuit. Mergeau niște greieri, știi cum? Fui. Dacă aveam din editare. Nu, e ca la un brunch în China. Ce-ar merge niște greieri? Domnul Dan Frânculescu. Mergeau niște greieri. Ați mai fost vreodată la roast? Deci tu... Chiar, în primul rând, Raul Vodă al câtelea? Primul deocamdată. S-a trebuia, că nu. Aș zic că Radu Vodă cel ceva, dar n-a fost nimic. Chiar eram curios. Dar v-ați uitat la episoade de Roast Battle? Și nu v-ați gândit, bă, hai să scriu și eu ca aia, sau hai să dau o glumă. Adică, au fost efectiv niște insulte, parcă el ți-a furat roțile ajutătoare de la tricicletă, pe clasa a treia, niște mici insultici așa au fost. Nu știu ce să judec, jur. Nici o problemă, că dăm skip. Mergem? Domnul Adrian Nicolae. El cu agenda, cu... Vă zice el. Cum plecăm cu ceva de aici? În primul rând, o întrebare pentru Raul Vodă. Cine trece în Valea Seacă? Și nu în ultimul rând, despre ce pula mea vorbiți? Voi sunteți normal la cap? Deci a apărut... Că un tip din liceu, refuzat de fata pe care o adoră, stă în casă și zice glume cu două voci diferite. Deci a apărut același stil, a apărut același stil. La final ați făcut amândoi glume despre cum celălalt e murdar. Doi siamezi certați un pic. Da. Lasă-mă în pace, Nu putem, suntem uniți în zona șoldului. Sau, mă rog, așa am văzut eu. În fine. Deci am dat un minus zero. Atât de busolat am fost. Eu nu dau minus zero, nu-mi stă în caracter. Dar am dat un minus zero. Sigur că ajută la adunat. Dar spune ceva despre battle, știi? Cred că amândoi trebuie să... Ori să vă cunoașteți mai bine, poate sunteți rudă, ori să step up your game. Adiță, lasă-i, te rog. Lasă. Vio. Din curajare ceva ai tu?
De încurajare. Băi, nu știu, a fost destul de timid. Singura glumă care mi-a rămas a fost aia cu Mici și grădinița. Și asta doar pentru că a spus-o de două ori. Auzi, rest... bă, stai că mi-am adus aminte. Băi, nici aia cu țilvârul. A fost o neașteptată. Da, da, a fost. Deci în mlaștina cealaltă de glume. La vodă, eu vovâr. Țilvâr. Deci știi cum a fost? E ca un episod din Tânăr și Neliniștit. Dacă a zis Tânăr și Neliniștit. Dacă te uitai în trei episoade, apoi ratai 100, nu pierdeai nimic. Cam așa a fost de el ăsta. Mai ții minte, Mădălin, când ai zis că tai pe el pentru încurajări? Da, da. Deci încurajare, bă, n-am cum. Pot să zic că Raul Vodă... Nu, George, nu. Tu ești George, da? Nu vota. Nu, nu votez. Da, a mai... Da, aia cu Vodă, Țilvâr, e... Bun. Da, a fost un... Care a fost partea bună, totuși? Că a părut Cârjă amuzant. Hai, bine, am te lasă la final, să te îngură. Puteți să lăsați microfoanele? Așa, bă, e bine că eu simt că e primul battle din sezonul ăsta, cel mai bun din lume, cel mai bun, care va fi echilibrat. Și o să simt că avem nevoie de muzică de tensiune. Domnul Adrian Nicolae, primul vot este la dumneavoastră. Îi dăm cu tensiune deja? Nu, 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 la final, la domnul Dan Frânculescu, care a fost muist. Da, eu... I-am tras la... E atât de al dracului de greu. Și acum doar fetele. Acum doar balanțele. Doar balanțele. Deci, vă fac mărturisire din bucătăria mea de juriu. Că înainte de gluma cu necazul și Doamne ajută, care m-a trimis atât de tare la o, într-o berărie din Ardeal, era în față. Și urmă, a dat asta, locul ăsta comun, și banalitatea asta. Așa că, resentimentar... O să-l votez pe Raul Vodă. Raul Vodă, un vot! Wow! O să mă duc direct la Vio Dragu. Votul tău este... În sfârșit, în sfârșit tensiune. Pentru că eu o să-l votez pe George Badea. Oh my God, 1-1! Ce episod! Nu o să vină să credeți! Nu. Ce episod! Dați click aici! Bine. Să cred! N-aș vrea să fiu în pielea lui Frâncu și nu vorbim de jurizare. Frâncu! Și nu vorbim de pielea de la... Spune-mi, te rog, cu cine mergi mai departe? Pe cine trimiți fără să vrei mai departe în... Păi fii atent aici, bă, și pe cine în abisul uitării? Mi-a plăcut gluma cu Țilvârul, da? Putea să fie mai bine, putea să fie Vovâr, cum zicea colegul. Are fost condiția mai corectă. În schimb, mi-a plăcut de la tine gluma cu prelata. Și de ce? Pentru că a avut o încercare de aluzie, o încercare de complicitate, plus că mai am niște jocuri de cuvinte cu Vodă, așa că o să merg cu tine. Ok, mergem mai departe, Raul Vodă. Mulțumim foarte mult, George. Mulțumim foarte mult, Raul. Și uite-ne că am ajuns la duelul cu numărul 2, care s-a terminat. Vă rog să aplauzați încă o dată pe George și pe Raul. Bravo! Și... ce? N-aud. Momentul sponsorului? Momentul sponsorului! E că ca și căști? Te face care cască al dracului! Da, mă, pe televiziune. Căști cu noise cancelling. Ești prost la cap, gen de la Explorado. N-ar trebui ca să nu te mai auzim. Franco, mulțumesc! Deci din partea Explorado, fix acum la pupitru, cine vrea? Comeback. Cine dorește și are glumă despre oricare dintre jurați să se pregătească acolo. Până atunci eu vă povestesc niște chestii. Sunt de la Urbanista, așa? Sunt de la Urbanista, așa? Și pot să vă spun doar atât că au baterie de durată de 50 de ore de ascultat. Ca să vă calculez eu, undeva la 3-4 podcasturi MCN sau 358 de între show-uri. Cam așa, cam așa puteți să ascultați. Deci, dacă sunt doritor, fix acum, cu glume despre oricare răutăți. Hai mă, că se poate. E cineva? Bă, material urbanista. Primul doritor, hai să-l aplaudăm, vă rog. Primul curajos din seara asta. Here we go, here we go, oh my God. Bună seara. Foarte bine, mâine Adrian Nicolae, sau actorul principal din The Boss Baby 3, corect, arată de parcă s-a născut acum două zile și a luat cancerieri. Nice! Bravo! Okay.
Bravo. Nice. Așa e. Drăguț, drăguț, bravo. Drăguț. Dar să te culci de vreme, că... Olimpiada la filozofie... Bate la ușă. Vreți să avem surprize. Ani de liceu! Bună seara. Bună. Poți să-ți tragi microfonul puțin mai jos? Da. Pentru că face microfonie cu lână. Spune ceva de rolul Dan Frânculescu. Dan Frânculescu pare genul de om care miroase hârtia după ce s-a șters la cur. Da, da, așa da. E! Martor mi-e Dumnezeu! Ne oprim aici, am dat căștile! Nu, mai e lume, mai e lume! Nu contează! Am clipul! Și mă șterg cu lână la cur. E crunt, e Harry Potter, dă-te în pula mea! Lasă-l că ales... Ăla e bulgarul din Harry Potter, campionul Bulgariei la... la... Lasă-l, mă, că a lăsat boltul pe avarie aici, lasă-l un pic pe om. Voiam doar să-mi cer scuze, acesta este un anunț. Dan Frânculescu e rugat să se întoarcă înapoi în cripta. Așa, se mulțumesc, show-ul continuă. Nice, corect. Pentru că ești mort! Ești prostului. Gata? Dăm căștile? Dan Frânculescu arată ca un somelier de muștar care și-a făcut stagiatura la Tecuci. Și este. Și bună, asta este adevărat. Toată masa a scris gluma, el a câștigat să o zică, știi? Hai bă, zi-o că tu că ești ăla mai așa, mă. Bun, cred că am decis. Dăm domnișoarea a doua care a fost... Dar noi decidem bovane sau oameni. Hai, chemăm pe toți pe scenă în episodul 4, ne-am dat seama că ar fi super. Facem... Pentru că evoluăm! Petru, cum pasă în față, aplauze dacă credeți că merită aceste căști. Ok. Un pas în față, te rog. S-a pișat pe tine, Frâncu. Bravo. Un pas în față, te rog. Bravo. Crum, 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 crum. Ne-a zis tu cu un pas în față, te rog. Dacă punea căștile, îl alegeau, îi alegeau casa. Ai masă mare, îmi place. Bun, e clar, ai câștigat căștile, îți mulțumim bravo, foarte mult. Bravo, bravo. Vă mulțumim felicitări tuturor pentru curaj și mersi că l-ați muit pe Frâncu. Salut. Așa. Da. Să le ascult sănătoasă, să nu mai auzi oile. Vă rog aplauze încă o dată pentru toți oamenii care au avut curaj să facă asta. Mulțumim Exploradă pentru premiu. Și hai să mergem mai departe la runda 3, unde îl avem pe Vlad Stâncescu și Bogdan Techei. Round 3. Fight! Avem treabă, frate. Hey, oh my god, o cum fie... nu va mai prididi acest pix în timpul acestui Mortal Kombat Paralimpic. O să fie un duel lung. Deci fie... care dintre voi a gândit aplicația și care a venit cu... Oh my god. No, bun, bună seara. Salut. Salut. Vlad, sau această ciudată combinație între Charlie Chaplin și Adam Levine? Da. Pare genul de om care are cearcăne fără să fie obosit. Așa. Virgulă, punct. D'Artagnan, dacă în loc de sabie avea kendama, Bogdan Techeș pare că a pierdut bătălia dintre gaz și păduchi, dar măcar i-au rămas niște bube pe gât. A? Ce? Exact. Bă, ce s-aude, oare curge apă în beci? Vlad nu se supără niciodată să-ți ofere o mână de ajutor. În momentul în care îți cere bani cu împrumut și vede că nu-i găsești, te ajută. Adică e what? Scăpat de barză de mai multe ori, Bogdan la naștere a plecat cu tocul flocii cu lumăsa pe cap. Mamă, Doamne, iar tu. Flocii lumăsa. Bă, până și nici mie nu-mi dă așa o stare bună. And that's deși Dumnezeu mi-e martor că îmi plac flocii mamelor, da? Vlad arată de parcă mereu e pregătit să scoată o chitară să cânte Am doar 18 ani. Bine, bă, de să poate în pula mea. Am doar 18 ani. Împins de la spate de părinți ca să urce în personalul de București, Bogdan când a văzut metroul a zis că e la Bălci, la Piața Unirii. Lume multă, trenulețe, te lasă să te dai de două ori. A ieșit fraza. Da. Doamne ajută. Vlad e un prieten foarte bun pentru că mereu e acolo să te asculte cu paharul prin ușă sau prin perete.
Pereche. Prin ce? Prin ce? Prin pereche. Fără pereche. Ce ai zis, prunce? Bucătar fără pereche. Omul care face de închirie datorie, Bogdan, pare că duce o luptă zilnică între o alocație și un pachet venit pe maxi-taxi. Don't we all? Vlad pare că e constant într-un meci de poker. Nu știu, fața lui nu schițează nimic. Doamne Dumnezeu! Bogdan Teche... Dar termină, mă, gluma, mă! Ce intră o glumă aici? Termină gluma, prunce! Ce mergea o glumă, ce intră o glumă aici? Deci... Arată ca și când ar juca poker pentru că are o față de poker. Bogdan Tekeș sau berea fără alcool a anturajului arată ca și cum ar putea să prepare niște sandvișuri pe undeva, dar nu în cap pe boneta, ba pe cap. Da. Vlad poartă pălărie. N-ai mai citit bine. Am I right? Like, guys, like... Dacă ar fi fost DJ, Vlad cu siguranță ar fi băgat în toiul serii Gașca mea. Bogdan arată ca un membru cheie din brigada colindătorilor din Toplița care nu mai vrea să care doar el punga cu covrici pe șir. Odinioare erau... Nu vă mai încarc cu ale mele. În orice caz s-au dus pulii de suflet obiceiurile, asta e... Asta e. Spune. Îmi place foarte mult la Vlad când fiecare zi vine cu câte ceva nou. Azi cu herpes, mâine păduchi, păi mâine sida. Herpes plus păduchi plus sida. Egal sida. Păduchi egal sida. Omul cu șobolan, cum îl știu vecinii, Bogdan Tekeș. În sfârșit, gata. Haideți, intrați. Nu știam că sunt. Haideți, cât sunteți? Cât sunteți? Bogdan Tekeș arată ca Boschito dacă rămânea cu grasa aia care îl iubea. Nice, nice. Bravo. Hai mă că ne-ai revenit pe final. A dat un prelungiri, bă, nebunul. Da. Vezi, ați vorbit să-ți ultima glumă, ultima. Golul de aur. Nice. Bă, strâns. Eu vorbesc primul? Nu. Domnul Dan Frânculescu vorbește. Era rândul ăstuia. Nu, vreau să fii tu. Bine. Zic, uite, am mers, uite așa, la linia de plutire, dar ți-a avut fiecare câte o glumă. Asta, aia cu 18 ani, mi s-a părut super șmecheră și singura. Iar tu, pe bune, te-ai luptat ca băl, Nicoliț, așa, ai alergat fără... Bă, dar ai dat-o una la final, nu știu, cumva, timingul, efectiv, timingul te-a ajutat, te-a fost providențial. În rest, mi se pare că... Uitându-mă la voi, bă, aveați foarte multe chestii de care să vă luați. Bă, bune, că sunteți niște personaje conturate. Nu o să vă fac acum multe glume despre voi, dar, bă, uite un pic la asta. Here we go! L-ai și ajutat, ai zis, te-ai pus așa pe o tavă, ia-mă, frățioare, n-aia. Dar, bă, entertaining, n-a fost deranjant, așa tot ce spun. Bun, da. Domnul Adrian Nicolae, v-am văzut. Fiecare a avut într-adevăr o glumă memorabilă. Deci am avut gluma cu OCS pe o parte și gluma cu am doar 18 ani pe partea alt. Dacă am fi numărat numai glumele astea, ce seară am fi avut cu toți. Bă, ce TikTok bun e așa. Da. Am o întrebare vis-a-vis de gluma cu când a intrat în metrou a lui Vlad Stăncescu. Care dintre voi e Vlad Stăncescu? Da. Deci, am glumit, mă, știu că tu ești, că mi-am notat. Vlad Stăncescu, în paranteză, pălărie. Deci, de ce să-l duci în metrou când gluma ta e la Unirii? Cumva jos la metrou, la Piața Unirii. Da, a luat metrou. E relevant? Dacă gluma nu are legătură cu metrou? Nu știi ce zic? Măcar cât de cât. Știi ce e? E fascinația provincialului pentru șarpele de metal care merge pe sub pământ. Deci urmărește-mă, pentru că este o lecție pentru a nu băga căcaturi în glume, da? Deci, îl duc la metrou și toată lumea în capul fiecăruia e la metrou cu tine și zici, și acum uitați asta, a ajuns într-o stație, a urcat la suprafață, e la Unirii. Și ne-ai pierdut timpul tuturor cu drumul până la metrou. Și înțelegi ce spun? Asta, da, asta dacă ați putea corecta și... Învățăm sezonul ăsta, mâncava cu plaba voastră. Bă! Râdem, dar și învățăm. Asta, eu de asta sunt aici. Eu stând acolo, multe am învățat.
Bravo. În 2 ani, Frâncu, 3 persoane nu mai ești, dat, vezi? O să fiu acolo. Vio. De unde sunteți voi? De țărână? De loc? București. București? Eu sunt din Toblița. Ok. Bun. Bun, Vio, dai. Aș fi zis ia-o invers. Ia-o aici acum. Aș fi zis. Hai, zi, mai zi ceva. Speram la ceva. Căuta ceva la care îți dă rimă, dar a tot fost, da, eu m-am oprit după primele glume, n-am mai punctat. Asta în carieră zici, nu? Da. Mai bine! Ce vorbești, mă? Dar, overall, da, a fost foarte... duelul a fost exact ca soția mea, foarte tight. Scuze, Nicolae. Bună, dar în același nu, timp, că dar, în același, dar în același timp plictisitor. Și un duel între capitală și provincie. Nu mai, gata, că am zis toți căcaturi să zică omul gluma. Și în același timp iau de acolo. Nu mai zic. Oamenii ăștia trebuie să te valideze. Poate să uite, lasă că poate să uită soția mea. Deci, da, nu aș avea ce să completez, în afară de, da, faptul că ai putea să dai mai mult în el pentru, n-aș zice felul cât halul în care ar arată. În ultimul dar, fel. Dar overall, ok, eu, da. Bun. Adrian Nicolae, eu, votul tău. Da, eu aș începe prin a spune că oricare din ei pierde să mai vină. Ok, drăguț. Nu mă eram pregătit să fiu primul ales. Da, Vlad Stăncescu merge mai departe din partea un mea. Un vot de la Nicolae pentru Vlad. Să mă duc la domnul Vio. Oh my God. Like, could you not? Da, știu. O să merg în seara asta cu domnul Bogdan Techeș. Nice, 1-1, nice. Ce episod! Cum am simțit! Episod. Domnul Dan Frânculescu, din nou, în pielea voastră. Nu neapărat pentru umorul spumos, cât pentru fashion statement. O să merg cu Vlad Stăncescu. Vlad Stăncescu merge mai departe. Bogdan, îți mulțumim foarte mult de prezență. Mai avem al patrulea duel. Ultimul după care intrăm în semifinală, unde o să fie numai spuma comediei. Așadar, aplauze gălăgie pentru John Fieraru și Teodor Stoian! Round 4. Shit. Sepultura in the house. Asta nu care sculele lui Cargo, îl știu. E, provoc pe oricine de aici sau de acasă să zică cine-i solistul și cine care sculele. Fine. Lăsați. Când sunt gata? Da. Spuneți. Bună seara. Bună seara. Teo e un animal în pat. În sensul că te linge un pic și după aia să ucești să culcă repede la picioare. Chiar eram curios ce glume o să scrie John despre mine, că nu știu dacă știți, dar John are numai două tipuri de glume. Are glume în care spune că e rom și glume furate. Wow! Wow! Shots fired! John arată ca geamul lui Pepe dacă l-a asimila în stadiu de fetus. Okay. Fetus e formația lui preferată de death metal unguresc. Fetus. Eu îmi inspiră un vampir care bea sânge cu cacao. Sânge cu cacao. În timpul liber, John tasează asfalt proaspăt. John arată de parcă dă puiul prin pudră proteică când face șnițele. În loc de pezmet, haideți că sunt aici. În loc de pezmet, când faci un șnițel. Teo arată ca un voievod căruia au cotropit turcii femeia. Exact care femeie? Că Teo e atât de virgin încât e în zodia Fecioară Maria. John arată acum ca prima lui iubire de la 6 ani. Și ca să fiu mai specific, se spune că ești ceea ce mănânci
Și John e leit unchisul? Care a murit. Sper că ești mulțumit. Da. Am mâncat mult din el. Am prea mult din el. Deci a murit unchiul dacă... Așa, eu. Teo are un vibe așa medieval, în sensul că arată ca un menestrel care n-a întors niciun scaun la vocea Valahiei. Scuze, vocea Malahiei am... A întors-o pe dos. Malahia. Eu nu arată de parcă fute, dar arată de parcă bate femei pe stradă, prin metoda catch and release, le bate și după le dă drumul. Dar totuși John când face sex nu face decât stând deasupra, că lui plac numai câini mici. Ce? Ce? Deci, m-a murit și câinele. O să încerc să recapitulez. Prinde femei, le bate, le dă drumul. Fără și pe urmă stă deasupra la sex, că îi plac câini mici. Bun, mulțumesc Vasile și Icaru. Nu e Vasile și Icaru, e solistul de la Alternos Fecla. Mie mi-a plăcut. Simt efectiv că râde tata de mine, efectiv așa. Ah, shit! Excelent, excelent. Tata de mine. Mă așteptam să-ți fut un papuc acum. Foarte bun. Lui tata îi place, îi plac filmele Star Wars, dar nu îi plac decât primele, că în ultimele nu prea apare Chewbacca și nu e miză sexuală. Și el salivează mereu când o vede pe prințesa Leia, care freza aia de mel cu nucă. Teo pare genul de om care din când în când mai ia cât un stix în mână și se preface că fumează. John și-a demontat tâmplăria de la uși, că îl genează când merge prin casă. Când vrea să-și cumpere o mașină, merge la reprezentanță auto cu un metru de croitorie. Îl genează. Eu are un tatuaj cu cedează trecerea pe mână și un tatuaj cu obligatoriu la dreapta pe pulă. Ia! E la băgeu. John arată... Oh, scuze, nu. Gata, gata, zi, scuze. John arată cavărul ăla de la oraș, care când vine în vizită nu se cacă zile întregi că e frică de WC-ul din curte. Cântarul nu-l lasă... Nu, nu, nu! Nu, nu, ai stricat bucurie! Mai n-au o dată, pun-te jos. Oricum era proastă, adică... Nu, 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 nu te demoraliza, lasă-ne pe noi. Cântarul nu lasă să se urce pe el, că i-a spus că vrea să rămână doar prieteni. De la început, ziua de la început. E păcat de ea. Dar ziua, pentru că eu n-am înțeles. Nu, toată, toată de la început, da, da, da. Și aia altă. Nu, că n-are legătură. Ah, ok. Mai are sens acum să... Da, da, te rugăm, o să rupă. Cântarul nu lasă să se urce pe el, că i-a spus că vrea să rămână doar prieteni. Da, ok. Bun! Okay. S-a auzit ding-ul, l-am interceptat! Bună seara, m-am întors aici la ultimul battle din aceste calificări. Domnul Dan Frânculescu, cum vi s-a părut această luptă? Îi salut pe șefii de promoție de la School of Rock. Băi, a fost inedită, e tot ce pot să zic. Au fost glume bune, pe tine de știu ai mai fost de nu știu câte ori și na, ai pedigree. La tine e prima oară când urci pe scenă de roast. Cumva, nu? Așa da. La formația liceului sigur ai mai fost. La... Ce zic, a fost amuzant, a fost câteva glume bune. La tine cred că au fost 14 glume. Ai tendința să scrii mai multe, să dai, să bagi două glume într-una de, nu știu de ce, de frică să... că una nu merge să facă cealaltă sau... N-am înțeles asta. Dar am numărat foarte multe glume care n-aveau nicio legătură. Ce întrebai și tu, care a fost aia, mă, Nicolae, cu... Ghiveciul ăla de la povestit care a plecat de undeva și a ajuns. Și pentru că este YouTube, oamenii pot să dea înapoi. Lecție pe care am învățat-o acolo, tată, pe flor. Da. Mă, mi se părea că... Ce fel de video ai avut tu? Și la ăla puteți dai înapoi. N-am avut, dar vă zic despre asta în altă zi. Mi s-a părut că ne dădea variante. Gluma A, gluma B, pentru care vreți, ca într-un quest de la... Minte de programator, știi? Exact. Vedeți pe unde vreți să o luați. Trag cu multe săgeți și poate una nimerește asta. Da. Altfel nu te-aș descuraja să nu mai participi. Mai vino.
Mulțumim frumos, Dan. Vio. Bun, eu chiar n-am înțeles gluma cu WC-ul afară când vii la oraș sau cum era? Că el arată de parcă e vărul de la oraș, care atunci când vine la țară nu se cacă zile întregi, că e frică de WC-ul din curte. Că e îndesat cu căca și pare sensibil. Și WC-ul pare șubrev. Da. A fost câteva glume, dar destul de oarecum timiduț, aș putea spune, din partea amândurora. Parcă a fost așa, o să las și eu asta aici. Dacă bă, aia cu sânge și cacao a fost foarte aia cu sânge și cacao, aici vreau să ajung. Aia a fost... aia cu parcă mă ceartă tata. Aia, e un comeback. Da, da, aia a fost. Da, da, da. Deci, pericol. Pentru mine asta cu sânge și cacao mi-a plăcut foarte bun. Mult. Bun. Domnul Adiță. Eu aș adăuga la lista nestematelor... pe care au făcut-o colegii mei și aia cu romul și glumele furate. Mm-hmm. Cu și aia cu voievodul a fost mișto. Alea le-am dat noi, Dan. Da, da, da. Bun, trecem la jurizare, puteți să lăsați microfoanele, că nu mai vorbesc cu voi, sper, de acum. Și începem jurizarea, primul vot pe care îl dă Dan Frânculescu. Eu o să merg cu domnul Fieraru. John. John are un vot din partea lui Dan. Pio. Ciao, ciao, baum, bim, baum. O să merg până la moarte cu sânge cu cacao. Băi, n-a fost super atent. Băi, pune-le cu soarele la loc, te rog. Bun, 2-0, cică pentru John. 2-0, eu nu, da, John. Bă, a fost glumă, de-aia încă știu. Adrian Nicolae. Și eu cred că John a fost mai bun, dar cred că Teodor Stoian trebuie să revină. Deci trei voturi, da? Trei voturi, te-o mulțumim frumos de participare. John, ne vedem etapa următoare. Bravo! Am terminat-o! Asta a fost cele patru episoade. Vă mulțumim foarte mult și dacă până acum tradiția era ca domnul Adrian Nicolae să spună, să-l oblige pe Nelu Cortea să pună lista cu cei 16 oameni, pasând-o de la jurați, de la unul la altul, eu știu ce înseamnă editare video, așa că provocarea mea e ca toată emisiunea să fie editată doar pe Adrian Nicolae. Nu trecem niciun nume. Nu trecem niciun nume de finalist, vă uitați-vă episodul următor. Nu uitați, e ultimul episod în care puteți să votați pe community la The Full, ultimul slăban. Și avem de unde să alegem sezonul ăsta. Vă rog să votați acolo, puteți să dați 500 de euro unuia care v-a plăcut foarte mult, cel care e cel mai votat în premiu din partea Vlad Casino. Mulțumim foarte mult și Explorado, mulțumim Vlad Casino, mulțumim jurul care a votat aici seara aceasta. Mulțumesc foarte mult, Adică Ezi! Da, da! A fost cele mai bune calificări. De aici numai în sus, mai vin etape, hă-hă! O să avem, mă rog, vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici, vă mulțumesc că ați fost în sală, veniți și etapele următoare când punem biletele în vânzare, hai like și share să bubuie vizualizările, ne vedem data viitoare! Iubire și pace, pa!